cred eu că din punct de vedere spiritual au o problemă, așa cred eu. S-au influențat și de mediul înconjurător, de situația materială, cred eu. Și consumă foarte mult alcool. Asta zic eu că e trist. Că de aici toate pornesc, toate rălile pornesc. Și bineînțeles și îmbolnăvirea asta și moartea prematură uneori. Depresie. Mulți ajung și la despărțire. Deci, clar, ajung la despărțire. După câțiva de zile, după ce se întâmplă, sunt o parte din ei care au luat darul. Știm. Și ele nevoite sunt să plece, să câștige ceva, că bărbatul ar trebui să ducă să câștige. Aici văd eu, bărbatul ar trebui să ducă să câștige, mama să se ocupe de creșterea copiilor și a educației copiilor. Așa văd eu. Așa ar trebui să fie. Secția de psihiatrie a Spitalului Județean Vaslui este din ce în ce mai plină. Problemele bolnavilor se leagă în special de alcool. Noi avem cam 3.000 de internări pe an, ceea ce înseamnă 50 de internări pe săptămână, înmulțit cu 4 săptămâni o lună, fac cam 200 de internări pe lună. Cam 20-30% sunt psihoze alcoolice și tulburări datorită alcoolului. 50 de internări pe săptămână ar însemna că e foarte mult. O parte din pacienții cronici internați la secția de psihiatrie primesc tratamentul gratuit de la stat. Acesta poate costa și peste 2.000 de lei pe lună.